Și sâmbătă eu filmez un special în comics. Asta zic. Tare. Cum ați plecat voi și face Toma de cap. Mamă. Cum pisica nu e acasă? Ok, de ce ne-am adunat astăzi aici? Păi să zică Toma, după câte luni ai de lipsă? După cât timp ne-ai adunat aici? Unde ai? Pe unde ai umblat? În Italia? Unde ai fost? Da, Italia... În Parma de Fiorența? În ambele. Ai fost să vezi Pisa? Ai văzut Pisa? I-a plăcut. Nu mai văzusem. Dă-mi obiectiv de ce arunci pe jos. Nu-i place Pisa. Nu mai văzusem și mi-a plăcut. E mai mare decât de cum așteptam. Da. Și nu-i dreaptă. Nu-i dreaptă, da, asta nu-i dreaptă, da. M-am pierdut pe acolo. Ai dus turnul în Pisa, nu? Ca Pisa italiencilor să fie dreaptă, dar nu? Nu. Dar a dus turnul la Pisa. A dus turnul la Pisa. Ok. Da. Și altceva, a avut inundațiile de acolo, tu de aia te-ai întors, nu? Nu, aș mai fi stat, că nu era. Eu făceam... Păi și barcă? Știi, el nu luată bine față de italienii bătrâni? Eu acum am uit la tine, eu am uitat că tu n-ai buză sus. Și eu. Și eu. Pare dubios așa, pare... Dar parcă eu țineam minte că aveam mai groasă buza sus. Mi-aș face un implant de silicon ceva. Da, cu asta da, da, da. Pare că nu mai ai buză. Evident. Da. Nu? Da, e foarte ciudat. Chiar cred că putem să pornim un GoFundMe, dacă vrei. Da, mă. Pentru să-mi pun eu botox în buza să de sus? Facem o campanie buze să-și pentru facă? Cristi. Da. Da. Buză da, pentru buză. Cristi. Buză. Că un are. Vă rog, Cristi oameni. Cristi zis buză. Buză. Tu și cu Sobicech și lui se spunea buză în mărgelatul. Mm-hmm. Buză, aducă-l-o. Se scuipa semințe. Bun, da. Hai să începem prin a prezenta faptul că... Unde e buza? Deci eu sunt convins că o avea mai mare. Buza? Da. Da, bă, dacă nu o folosești, se duce. Probabil că de la lipsa soarelui a scăzut. Dar mie nu mi-a... lipsa soarelui, dar și cred că ai avut prea multă mustață și o înclina pielea, s-o făcut pielea mai aspră și s-o dus înapoi, o băgat. Oricum, evitați bărbile, oameni buni. Îți distruge fața. Da, uite ce frumos e Popescu. Ia uitați aici, ce bine arăt. Lăsați fetele să vină la mine. Da. Par mai tânăr, dar mai urât. Asta e împrumânt. Cumva ești exact unde nu vrei să fii. Da. Stânga jos în cadran. Fucking shit. Chiar aveam o dată chestia asta. Toma nu a avut barbă, el are buza de sus. Da. O are toată. Da. La voi nu, tu ai... Îl ajută și Italia pe el. Dacă fac fața mea de fotomodel, am super buze. El are, el are. Ești bine pe gură. E bun, e bine. Dacă stau normal... Ai o gură apetisantă. Da, doamne. Eu nu pot să fac asta. De la el e mai mare. Și ciudat. Stai mă, e de deasupra limba, nu e o buză, nu? A, asta e șmecheria. Așa? 39 de ani. Am repetat în fiecare zi. Repetat în fiecare zi. Asta. Dar se cam stă destul de prost pe buze în grupul ceva mărunt. Adică Toma ce salvează. Și se spune că sunt oameni răi. Oamenii răi n-au buze. Buze subțiri, oameni răi corect. Da. Și oamenii spâni sunt răi. Sau cum zicea taică, când vedea câte una cu buze subțiri, femeie cu buze subțiri, că arată ca o operație rujată. Bun, operație rujată. Dacă tot suntem la chestia asta, cred bă, lasă asta. Vreau să facem o mică paranteză aici, pentru că eu vreau să facem o imersiune în gândurile tatălui lui Toma, care stătea de vorbă cu femei rujate și capul lui era doar arată operație rujată. A, nu cred că a stat de vorbă. Dar pare... Te-ai observat de la distanță. Da. Da. Dar pare vorbă transmisă din da, generație, posibil, generație, posibil, generație da, în generație. Da, da, adică de la taică-sul la Toma. Operație dacă rujată. Dacă se întâmplă cu coordonarea ta. Da, a vărsat... excelent. Și alea care s-a injectat acum cu botox, nu cu botox, cu... cu ce se injectat? Cu botox, da. La ele cum e? E o operație infectată? Nu mi-a împărtășit încă punctului încă de vedere asupra acestui aspect. N-am mai ieșit pe stradă, n-am adică văzut-o pe aia. Da, da. S-a speriat. E,
e foarte mult, n-avem timp de taică-miu. V-am mai zis ce povesteam eu, care mi-a rămas povestită, eu nu mai aduc aminte, dar povestită și mi place foarte mult, este când eram foarte mic, dar începusem să vorbesc, mă învățase taică-miu să zic, dacă mă întreba cineva cu ce se ocupă tatăl tău, eu să zic, tata spală morți. Asta s-a amuzat el, mi se părea foarte funny. Și a asistat vreodată când te întreba cineva și era mândru de tine? Bănuiesc că a avut. S-au amuzat, îți dai seama, că se distrau cu... Pe vremuri nici n-aveau ce să și mai întrebau. N-aveai internet, n-aveai... Na. Și tu înțelegeai ce însemna vorba aia sau doar nu, o ziceai? Eu nici nu mi-aduc aminte ce... Asta zic, că eram suficient de mic cât să știu din povești că ziceam asta, da. Nici nu ziceam corect, ziceam tata pală mort. Folosesc adulții expresii din astea cumva populare sau general cunoscute. Și eu țin minte când eram copil, îmi zicea mama, tot o întrebam că de ce, probabil, de ce lucruri, și îmi zicea ca să întrebe curioșii. Așa cumva mă închidea de fiecare dată. Nu înțelegeam ce înseamnă. Îmi imaginam ceva da, cu roșii. Da, numai că nu putea să-l facă. Îmi imaginam niște... Că îl vedea acolo și îl dărâma. Ceva, un coș cu roșii. Nu înțelegeam expresia cu totul ce înseamnă. Ca să întrebe cu roșii. Da, să întrebe cu roșii. Cu roșii. Dislexia. Că noi și avem serele alea. Roșii știam. Sigur trebuie să fie de la roșii. Trebuie să fie ceva cu roșii. Asta e universul nostru, noi asta facem. Eu mi-am amintit prima reclamă la tampoane pe care am văzut-o și am întrebat pe ei ce sunt astea. Și mi-au zis un SF din ăsta. Da, nu se vorbește despre așa ceva. Nu. Eu la prezervative l-am întrebat pe taică-miu ce să alea și mi-a zis că au diverse gusturi de banane, de căpșun. Mi-a zis ce să... A început... cum a început la lucrare de control direct cu categoria, fără definiții. Mai băgat... Bă, nu știu ce-s, dar și eu le mestec greu. Nu știu ce-s, dar bune. Asta pot să zic. Ca o carne mai nefăcută. Mai faci așa, mai... Când faci balon, poți faci balon. În ele se umflă. Eu când eram mici, mergeam pe vremuri, cred că primele prezervative care au intrat în țară erau Durex. Pentru că noi așa le ziceam, că așa scria și pe etichetă Durex. Și aveau etichetă. Aveau la librărie să vindeau cu aia. Nu, îți jur. Jur. Doar oamenii citiți știau să se protejeze. Bine, jur. La librărie se vindea și iaurt și adică era de toate, nu era doar genul ăla de librărie. Da, nu era cărți și Durex. Bă, vă jur, erau jucării cărți și aveau Durex și noi credeam că-s baloane. Și mergeam și ne cumpăram. Păi sunt baloane. Da, și faza era că un timp, până surprins și ea de la librărie ce vindeau, că nici eu nu cred că ea știau ce vând. Eu cred că au crezut că au dus marfă baloane. Că se vedeau. Se vedea natalitate, și, că da, nu știa și erau niciodată. În plic și se vedea, era transparent și erau cu celofan albastru deasupra. Și că se vedea că e balon. Părea ca un balon. Mai că era... Și până surprins aia, toți copiii mergeau pe stradă cu prezervative umflate ca baloanele. Eu chiar cred că asta e ceva ce s-a întâmplat la tine. Adică nu cred că a fost general valabil în țară. Eu vă spun, se întâmplă la mine în Marghita, în zilele alea, în 3 zile, 5 zile cât au fost, că azi, bă, azi nu-i balonie. Tu, Cristi, de unde știai de prezervative? Când ai pus întrebarea lui taică-tu? Băi, cred că zicea în reclamă. Asta că era reclamă la televizor, reclamă, că mi se pare recent ori, reclamă. Ori reclamă, la... ori în film. Și știam să citesc și am văzut subtitrarea, probabil. Dezavantajele ați învățat copilul să citească. Da. Reclame la absorbante, țin minte că erau de când eram eu mic, gen 98 poate. Da, erau. Dar la prezervative nu le țin minte, decât mai recent. Da, cred așa, că într-un film auzut scris prezervative și am întrebat. Da, am mințit. Da, am mințit. Eu le-am găsit la ai mei. Ce? Păi noi de Crăciun umblam prin... Ți-au furat ai tăi baloanele? Tot apartamentul, umblam tot, pe tot apartamentul să vedem ce nu luat. Să furăm. Aoleu, da. Asta e cel mai tricky cu Crăciunul. Pentru că și eu voiam să caut cadou. Niciodată n-am vrut să caut. Eu căutam cadou tot anul, că nu se știe de ce găsești. Hai să spun, că noi de atât de multe ori ne-am bucurat că vine Crăciunul și am primit pulovere, că nu mai aveam nervi să avem așteptările sus. Și dacă găseam pula mea, că nu era nicio jucărie, știam clar că o să vine iar un pulover sau pula mea ceva, pijamare sau ce pula mea ne lua. Dar știu că atunci când căutam în toată bucata aia, găsim la una cu sora mea prezervativele astea și doar știam cu sora mea că nu avem voie să punem mâna pe ele, doar a fost singura chestie. Bă, pune-le înapoi. Dar cine v-a zis să nu puneți mâna pe ele?
Păi nu, că să nu punem mâna. Ne-am dat seama cumva, bă, am avut așa o intuiție că ceva nu e ok, că something's fishy. Da, adică prea erau niște baloane sub un pullover. Sus, într-un dulap. De ce le-ai ține acolo? De prins că nu erau accesibile. Da, sigur. Poate nu. Poate asta urma să primești de Crăciun, baloane. Da. Și aveai 13 ani. Dar funny, funny. Bă, e foarte greu. Adică, voi vă amintiți? Au abordat ai voștri cu voi chestiile astea sexuale? Să eu am povestit să vorbești. Dai seama, cum se obișnuia pe vremea noastră. Educație sexuală. La Suceava. La Suceava, nu. Nimic niciodată. Nimic niciodată? La voi? Nu. Nope. Ți-am zis, deci la noi ai mei au vrut să fie un pic mai deschiși și am story-ul ăla pe net cu mama, eu zis lui tata, du-te, stai de vorbă cu sorile, aia a fost tot ce am primit eu, toată lecția mea despre sexualitate. Dar în schimb, reviste porno de la unguri, aveam afară. Aveam ascunzătoare și mergea toți copiii și ne uitam la tâțe. Jesus. Da. Cred că eram a doua, a treia. Dar că mai avea stash de reviste porno din astea românești. Și mai răsfoiam. Mai delectam. Cu un coniac, cu un trabuc. Coniac, un trabuc. Și el știa că tu ai acces la ele? Gen, ți le-a lăsat la îndemână ca să te testeze? Mă, era un dulap cu ok, dacă era băgat, adică era clar că sunt acolo. Dar tai că tu avea așa ceva? Sau tai că tu pare genul care merge de la biserică să se roage, că să-i țină roșiile? Tata meu nu are nicio treabă cu biserica. Nu? Nu, 0% biserică. Nu că nu e cu biserica, e anti-biserică. Ah, ok. Și nu știu dacă e de... De bă, ce chestie. Că doar... Nu, e interesant. E nu neapărat ce chestie. Interesant, e interesant. Da, interesant, da, e au fost niște grindine și de atunci ai zis bă, nu. Doi ani la rând să... Dacă nu te-am rugat eu pe tine, da, nu știu cine te-a rugat. Să sece vasluiețul ăla în fiecare an de o morție. Așa se cheamă. E și nume de care pare că seacă. Ți-am cerut un doctor în familie. Un doctor am vrut. Stand-up comedy. Da, nu, nici zero discuție. Zero discuție și la mine. N-am. Și maica ta cum e? În același timp? E pe zona e bună, bună. Mai zile, Toma, cum e mă asta? Ce te așteptai, pui întrebări. Bă, nu e... Nu mă, cum e cu biserica? La aia mă refeream. Semi-crede, dar nu e practicantă. Doar își face ea, da, în blau, mai aprinde o candelă și mai face cruce pe ascuns, că și o ia după ce a fost, dai seama dacă... E foarte bine pentru vasul lui Ural. Glumesc cu aia, sunt foarte ok, oameni. Foarte emancipați. Bă, dar asta cu părinții mei, că... De asta cred că sunt și unul dintre puținii care au evadat din mediul ăla, că ai mei au fost întotdeauna cumva atipici pentru lumea aia. Și întotdeauna au fost... Mai puțin scatal, că după ce a fost. Bă, învață să pleci de aici. Ai justificat nu, așa aș trebui să zic. Nu, are dreptate omul, își vrei. Bă, ai și tu o limită. Stai că sunt de cu dosul. Care e atipic pentru zona aia. Care e mai fin, sincer. Dacă o dau cu pumnul sau cu... Cealaltă, deci stai că sunt fin. Tai că s-o dă din poanie așa un pic. Bă, oameni, părinți, maxim ce puteam să am părinți ok, venind de unde vin, cumva. Mi se pare că, adică sunt mereu recunoscător când încerc să, știi când te duci acasă și te duci pregătit să fie bine, cumva, și după aia te lovești de niște ziduri, de, da, că nu ești pe aceeași lungime de undă. Și de fiecare dată îmi repet asta, că bă, sunt oameni ok, te-au crescut. Acest podcast este trecut și niște timp de serele vasluieți. Te-au încurajat să pleci de aici, ceea ce puțini oameni fac, să zic, să accepte că bă, aici nu e bine și vezi cum reușești să pleci de aici și te descurci în altă parte. Mă, voi ați avut asta? Că eu am tot avut și eu asta de la tata. Tata era că bă, ce învață că dacă nu te întorci la sapă lângă mine, nu fi prost. Cu plecatul, mă ducea la sapă, mă ducea la atelier la el să... Da. Și am senzația că cumva ei mi-au reușit să mă educe să urăsc țara foarte tare, că uite, aici ajungi dacă nu pui mâna pe o carte, da, și afli cum ajungi să treci la oi. București. Da. Asta era. Culmea, nu urăsc. Acum îmi place să mai lucrez prin grădină sau să mai pun acasă, să îmi pun ghivece cu flori, cu lucrurile astea. Adică înțeleg și partea asta. Iarbă, ciuperci. Mă, asta e pentru că ești homosexual, adică n-are legătură da, cu... E din altă parte vine. Mă dau și cu trotineta, recunosc. Dar în același timp am înțeles că e foarte greu să trăiești în față. Pe față să ia trotineta și să dă cu trotineta. Plus că nu poți să compari, mă, faptul că acum îți pui tu o
o plantă boem în mijlocul Bucureștiului într-un ghiveci. Au, ce-mi place țara. De asta nu-i suport pe ăștia care pământul. Își iau două pliculețe de la Dedeman și mamă ce grădinar sunt, încep să-și posteze că mi-am făcut o miniseră. Nu, Virgil, mie să-mi spui ce are asta. Deodată devin specialist și dau sfaturi că cum, că am uitat la trei clipuri pe YouTube că ce, da, ce plantolog stai, sunt nu eu. Nu te nerva, că nu e cazul tău, că tu nu dai sfaturi la oameni. Eu nu dau sfaturi la oameni, nu, asta nu contează. Dar ce sens are să te enervezi tu? Bă, și eu mă enervez. Întrebă ca Sorin. Cum, ca și cum ai auzit doi oameni că își dau sfaturi de comedie sau că, nu știu, vorbesc critic despre comedie. Mm. Dar ei ca fani, despre cum e să faci treaba asta. Gen, eu trăind în sere și văzând cu oamenii ăștia zi de zi acolo și nu poate să plece două zile că se prăbușește tot, gen că să iriși, să faci tratamente, să pula mea. Sau doi stand-up-uri de la Cluj vorbind despre cum e să faci comedie. Ok, am înțeles acum. Nivelul ăsta. Da, cumva pe acolo nivelul. Și după aia vine unul și mai vin neamuri din astea și le mai face turul grădinii tata. Zicea că am și eu o roșie, să vezi ce mare, s-a făcut să-ți dau semințe. Am 6.000 de roșii din astea și... Ai 6.000 de roșii? Nu știu câte, dar sunt multe. Sunt 6.000 sau nu sunt 6.000? Nu sunt 6.000, mănânc căcat. Auzi... Nu mai sunt la curent cu numerele. Da, mie să-mi aduci... Semințe de roșii bune. Semințe de roșii bune. Da. Și mai am... Cuiva, trebuie să-i dau. Așa, deci dacă ai inimă din aia de taur sau cum se cheamă, inimă de taur sau nu știu cum se cheamă, inimă de bivol. Da. De la început încerc să ia, zi, te rog, te rog. Nu, păi stai, aici doar voiam să continui. Vreau și eu semințe de roșii, dacă dau semințe de roșii gratis. Ia vrea direct roșii, nu semințe. Aduc semințe de roșii. Aduc semințe. Vreau să pun în ghiveci și după aia facem un concurs să vedem cui crește mai bine. Asta ar fi tare. Bă, cine are mai... Cum e exercițiul ăla cu ouul la grădiniță de le dă un ou la fiecare copil să aibă grijă o săptămână să nu-l spargi? Și să-l clocească la sub braț ca să iasă diavolul, cum era la noi la țară. Nu știți? Așa, Michiduță, așa, nu știți asta? La țară era o vorbă că dacă furi un ou de găină, în timp ce l-a clocit și furi un ou de găină de acolo și îl clocești la sub braț până iese puiul, din ouleț iese un michiduță. Michiduță fiind un drăcușor mic. Care drăcușorul mic îți pune un contract în față când iese. Te-ai vândut? Cu aia, vă spun sincer. Iese un contract. Bazme. Așa. Când iese michiduță, ai semnat contractul cu el. De acolo sufletul s-a dus. Tati s-a dus. Da? Deci este la diavol în palmă. Și michiduță te ajută să faci și chiar asta mi se pare tare. Deci michiduță te ajută să obții absolut tot ce vrei tu. Absolut tot ce vrei, te învață, nu știu ce. Dar și era vorba suflet. La țară, era vorba la țară că era unul care avea un michiduță și paradoxal mă uite și cu aia. Deci tu ai michiduță și tu poți să ai tot ce vrei și tu stai încă în siug. Adică mergi la sapă. Nu-ți pornește mașina, du-te în pula mea, nu-ți pleacă mașina. Și aia e tot ce ai putut să scoți. Ce problemă de michiduță. Dar el zicea despre el că... Nu, oamenii din sat ziceau despre el. Dar mi se pare funny. Avea cea mai nouă sapă. Da, mi se părea funny. Se părea funny că ziceau despre el care când... Adică un om care poate să aibă tot ce vrea, stă înapoi, stă în casa părinților, în suiug. Suiug, a... Deci michiduță e un fel de assistant manager. Assistant manager, da, dar din ăla nu mă, este vărul PA. Nu mă, e ca și cum ai avea vărul interlopului. Ah, ok. Înțelegi? Adică el n-are nicio putere, dar prin interlop ai e extraordinar. Stai un pic și tu poți să obții orice vrei, dar îți vin sufletul în schimb. Da. Și care e, de ce e rău deal-ul? Exact. Ce? Adică nu mai ajungi în rai, ajungi direct în iad. Oh, acum compensează destul de mult. Nu, asta era, că de-aia îți vinzi sufletul. Nu știam ce înseamnă asta cu sufletul, că nu mai ai suflet. Nu știi ce înseamnă să-ți vinzi sufletul? Toma, păi mă gândesc că nu se schimbă nimic, că e doar verbal așa. Nu, sunt litere de aur care apar pe foi, pe papirul și pe... Un exemplu mai apropiat, complicat. Să mergi la emisiuni TV. A, acum știu. Scuze, deci 16.000 de euro face sufletul, am înțeles. Uai, da, bă, fiți atenți că cine e de la Cluj la Ai Umor în finală? Paul Sabo. A, așa. Atât. Deci s-a dus și Ai Umor.
Hai să vorbim... Dacă vorbim de... Dacă suntem aproape de stand-up, avem un pic de anunțat niște lucruri. Da. Voi plecați în... în Regatul Unit. UK, în Regatul Birmingham și Unit. Londra. Dar asta înainte să creadă oamenii că vă luați fițe, plecați și la... A, da, și alea. Și la Ploiești. Da, da, ok, adică, da. Că e, e în drum spre săptămâna viitoare, UK. Săptămâna viitoare, miercuri. Adică acum. Da. Acum miercuri. Când se postează show? Alexandria, Ploiești. Când se postează Târgoviște, nu? Înainte de miercuri. Pe 24 mergeți voi la... Alexandria, Ploiești, Târgoviște. Nu știu dacă ordinea asta. La cer de da, Ploieștean. Da, Alexandria. Da. La cer de Ploieștean, la glume. Ok. Și aveți? Mă, vedem. Și sâmbătă eu filmez un special în comics. Asta zic. Tare. Cum ați plecat voi și face Toma de cap. Mamă. Cum da. Pisica nu e acasă, Toma se urcă pe masă. Da. Și chiar asta o să fie parte din special. Dans pe masă. Și eu, pentru că sunt un tip care sunt competițional și îmi place competiția, vreau să... Da. Competițional. Vreau să deschid o oră jumate la specialul tău. Competițional. Nu. Bine, prin Londra, Zoom, că e plecat. Da. O să filmez și eu special în Londra la Comedy Store. Damn. Tu, Cristi, unde îți filmezi? Da, bag... Eu o să lansez un album audio în toamnă. Vreau să fiu un pic contra curentului. Ce atâta video. Pe audio ești mai... Eu focusat. O să fac o poză. Dar eu nu cred că am murit de fac tot un selfie, anunț pe stand-up audio. În America n-am nu, la noi n-a existat. Album? Da, în America, evident că aici nu... Da. La noi au... Cum? Era vacanța mare, practic, pe audio, dacă e să luăm. Casetă. Da, dar nu era stand-up, ce făceau ei. Azi, bine. Hai, nu era opțiunea de video. Doamne, dar ce nostalgie mai băga cu casetele alea cu vacanța mare. Cum s-a înainte de nostalgia ta pe care poți să continui... Nu vreau să continui zi. Trebuie să... precizăm că Toma filmează un special care nu este un special de comedie. Nu e de stand-up. Nu e de stand-up, este de comedie, bă, prost. Ok. Ce prost e. Ce zis că nu e de comedie? Nu este de comedie. Pentru că nu e amuzant. Da. Dar este interesant. Aia zic, trebuie neapărat ceva cuvinte despre cum e... Este un spectacol de comedie, aparent. O metaforă? Da. O reinterpretare. O alegorie. Este un spectacol în care practic prezint o grămadă de răspunsuri la mail-uri și la rating-uri pe net, la comentarii de pe YouTube. Am cumulat de-a lungul anilor și am adunat toate răspunsurile. Trei mail-uri. Are... Da, da. Sunt trei, dar sunt lungi. Sau lungi, lungi, șase, lungi. Cum ai zice și tu. Eu mai tot trimit reply la ele. Da. Și sunt, dar am răspuns și tot spectacolul, adică ăsta este, cum să zic... selling point-ul din punctul meu de vedere, tot spectacolul este pe bune. Toate răspunsurile sunt... Da, la întrebări chiar au fost trimise. Atenție. La mail-uri, la spam. Unele nu sunt mail-uri spam, unele sunt mail-uri la care am răspuns. Și mai sunt și alte bucățele printre gen niște rating-uri pe mag și niște... Spam. Mai faci și din aia să spam. Iei din public? Mai fac, da, la filmare, la special să fac și asta, să iau din public. Să... E mișto și aia. Că mai trimite oamenii comentarii. Eu am văzut de două ori show-ul ăsta, am stat și l-am văzut și top class recomand. Și asta că e touch-ul ăsta de un fel de crowd work pe subiect, cum a venit, că ești în public, dă Toma un număr de telefon și trimiți atunci mesaje la care după aia Toma îți răspunde pe scenă, ce e și șmecher. Șmecher. Atât. Șmecher. Deci sâmbătă, nu? Sâmbătă se filmează, da. Sâmbătă. Sâmbătă. Acum că mi-ai spus asta, nu-mi pare rău că nu sunt aici. Da. Sâmbătă și se lucrează pentru că o să și arate nice. Se lucrează cu să arate o să frumos. Se lucreze. Cum să eu am văzut randarea și... L-ai văzut, spre exemplu, uite, eu mă uit, ceea ce nu face parte din spectacol, mă uitam la Toma legat de comentarii la iUmor și am văzut de la un băiat care a comentat pe YouTube, dați dislike, nu merită să vă uitați la oameni proști, informațiile cu curierul au fost mult prea exagerate. Ceea ce este foarte entertaining până la urmă, nu? Este, da. Cum consider că arată acest băiat sau fată? Are poza? Are poză mică din aia de YouTube. Oh, are poză mai mare. Așa. Portret robot pentru el. Ochelari. Cred că este trecut de prima tinerețe. Ok. Tu ai zis băiat, ceea ce... Am zis băiat sau fată, am întrebat. Ah, băiat sau fată. Nu știu. Deci nu știu. Tu știi ce e și noi nu știm? Da. Eu știu și numele și prenumele. Nu, tot o să zic băiat și nu foarte tânăr. Băiat și nu foarte tânăr? Da. Eu aș zice...
că este un băiat foarte tânăr. Foarte tânăr. Ok, unde a studiat și care e felul lui de mâncare preferat? N-a studiat. Totul asta e în poza. A mers la liceu, dar n-a studiat. Are CV-ul la poza de YouTube. Stă cu o șaurma în fața liceului sau ce pula mea de întrebare asta? A fost, adică a fost la liceu, dar n-a studiat. E o diferență. Okay. Fost, are și facultate, zic eu. Din moment ce și-a dat seama. Așa. Și îi dai plac micii. Micii? Da. Care este o jignire? Nu. Dacă nu-ți devită, da. Nu glumesc. E, adică n-are o paletă foarte sunt rafinată în sensul ăsta. Am înțeles. Chiar azi am mâncat. Îi plac micii, dar nu-i plac, dar nu-i place, știi? Că e ironic. Că îi plac micii, dar nu toți micii. Știi? Nu-i plac absolut. Bă, dar are greșeli gramaticale în mesajul ăla? Asta presupune că știe, da, trebuie să citească corect. Am uitat pe ce ne întreb. Nu, n-are greșeli gramaticale. N-a pus punct la final de propoziție. Care știu. Care nu deja este... Dacă era la C, era de punctat. Păi când voi, când scrieți stand-up, scuze, o mică paranteză, când scrieți stand-up-ul în scris, cum scrieți? Să zicem că apuci să trebuie să, scuze, okay, trebuie să scrii cuvântul stand-up articulat cuiva, unui alt român. Cum scrii stand-up? Stand-up-ul? Stand-up-ul, da. Eu, în general, dacă scriu între noi pe grup sau așa și scriu stand-up, nu pun liniuță. Dacă scriu undeva pentru un afiș sau ceva, pun stand liniuță up. Și atunci dacă scriu și-ul? Stand-up-ul, două liniuțe. Două liniuțe. Pui cu două liniuțe? Da. Asta mă gândeam că nu știu dacă e intrat în limba română să fie stand up, stand, liniuță, up, pull. Nu. U pull legat, că e articolul ăla. Nu, tati, nu, tati. Dar chiar n-ai intrat nici măcar în da, eu sunt în extrem mai altă. Eu uneori mă surprind că scriu videoul și scriu cu liniuță, că nu-mi sună corect video, nu-mi sună românesc. Video-ul, cu minus-ul, da. Așa da, dar nu e, că e deja în română. E, video, în română, e în română și atunci n-ar trebui... Da. Așa, deci cum arată Mitraniște? Avem da, dar nu cred reveal-ul. Că este o poză normală. E îl postezi? De 30 de ani care are monosprânceană. Atât am. Iar monosprânceană, care nu e română, e tradus motamo. Există, se zice monosprânceană la noi? Nu știu, dar eu acum am căutat în Dex și stand-up și cu minus și fără. Și nu există stand-up pe Dex. Nu, încă nu s-a updatat. Eh, dar trebuie să plătim impozit, aparent. Pentru chestii care nu există, da, nici măcar în Dex. Dar da. Cum e în engleză monosprânceană? Stand-up, tot stand-up. Vlogger este? Unibrow. Vlog este în Dex? Monosprânceană nu e nici el. Bă! Vlog. Da, vlog avem. Ah, deci pe ei plătesc mai mult, trebuie să plătesc mai multe taxe. Da, vlog care înseamnă, cum știm cu toții, ploaie măruntă și de lungă durată care cade pe o zonă întinsă. Vlog? Bănuiesc că tu știai. Nu. De e definiția asta. A dat cu vlogul. Tu ești vlogger. Da, ăla care dansează ca să vină vlogul. Eu nu pot să cred. Cer întunecat urmat de ploi lungi. Știm cu toții cum se uită oamenii la țară la cer, zic, ta vlogul urmează. Mă, dar ce prost e tăiat. Da. E nu singur cad. Am mai dat Dumnezeu un vlog. Doamne, cât de în urmă suntem. Wow, vlog înseamnă și cădere de apă, dacă vreți. Ah. Cred că înseamnă orice mai puțin. Ce înseamnă? Foarte trist. Ok, hai să trecem la o întrebare. Pentru voi toți. Care este cel mai greu lucru la a fi foarte frumos? Eu cred că pot să mă exclud de discuția asta. Nu. Să fii și foarte deștept. Asta e scuza ta? Cel mai rău lucru la a fi foarte frumos? Da, care e cel mai mare dezavantaj? Cel mai greu, nu cel mai rău. Da, cam care e cel mai mare dezavantaj pe care l-ai în viața? E greu să pară că nu te chinui. Că dacă ești foarte frumos, te chinui un pic să păstrezi frumusețea, nu? Zici? Cum se simt oamenii în jurul tău, cred că? Că te simți cumva, vor oamenii să fie în preajma ta, dacă ești bună. Despre ce sex vorbim? Vorbim de femeie? Dacă ești femeie, mă. Vorbim la general. Ok, dacă ești persoană și arăți bine, cel mai greu sexul lucru? Opus vrea să îți intre în grații. Orbită, cumva.
Orbit. Și e, cred că, o stângăceală așa pe care o simți. Sunt oameni cumva awkward în jurul tău. Mă gândesc, pentru că universul pentru tine pare predispus la futai tot timpul. Asta oricine e. Fi. Și te simți. Fie că ești bărbat, fie că ești femeie. Asta e cel mai dificil lucru. Și, da, pentru că nu mai are nicio ancoră în nimica. Tu doar toată lumea vrea să fută cu tine. Eu cred că dacă ți iese un coș. Adevărat. Da. Că strică tot despre ce ești tu. A câștigat Toma, da. Cel mai nașpa e să cazi cu fața în cuie. Să nu râgâi. Ți-a putează un picior. Tu ca urât treci peste tu. Asta e că te face mai interesant. Da, te face mai interesant. Aia, am cazut cu fața asta în cuie. Ai avut o zi proastă de treaba aia. Că oricum la fața aia. Dar măcar îți face fața interesant. Ai o poveste acolo, știi? Te face mai interesant ca om. Da. Damn, ce ai pățit la față? Cu aia dacă îți povestesc mori. Da, așa, da. Așa la un frumos pare că se vedea pe el că avea șanse, știi? Și trebuie să devii altcineva cu totul dacă devii urât așa peste noaptea. La tine o nu mi-a sărit ulei pe față și lumea e... Acum nu, lumea e de acum. Ai o poveste, adică da. Să duce undeva treaba aia. Serios, nici n-am observat. Bă, am trecut printr-un incendiu, 90% arsuri. Așa, un frumos... Ei, da. Dar nu, că știi care îți și fute vibe-ul. Că tu erai frumos. Îți fute vibe-ul, clar. Că tu erai frumos, adică tu știi ce ai pierdut cu aia. Și aia e nașpa, că tu știi ce ai pierdut. Și ție îți fute vibe-ul. Nu e ca și când tu o să fie, ah, ok, whatever. Oricum voiam să arunc pantalonii ăștia. Și pe tine te deranșează. Oh, nu, și mergeam să fac poze la buletin. Trebuie să amân. Am o față de terorist, mi-am făcut pașaport acum vreo lună. Nu, și oprește-te, e ok. M-am dus nebărberit. Tu știi cum e. M-am dus cu barbă, dar nici nu m-a anunțat ăla când îmi face poză. Mi-a zis că aici, mi-a zis că aici e aparatul și eu m-am uitat la aparat și mi-am făcut poza. Și ai barba aia mare? Barba mare, permis, da. Da. De moș Crăciun. Aveai până la sâni barba de un morții. Că de funny. Ce categorie? În pandemie făcut. Doamne. Ce mai ai, moped? A meu ți-l dă oricum, nu? Nu știu. Ia zi, Popescu, cum a fost la examen la AME? Ce zi la AME? Scutere. Nu că cred că scuterele. Cum ai fost conduși tu cu aia? Pare că e prima dată când vezi carnetul. N-am ceva de fit pe spate. Cred că astea nu ai voie să le iei, cred că. Categoriile alea e interzis. Ți-au pus, cam interzis, da. S-au pus cu căcat. N-am voie furgonet. Nu vi se pare o... Ăsta, știi ce e ăsta? Nu, n-ai voie dubiță cu e fața aia. Că... De la, e stickerul de la plic, că el țuvit într-un plic. Da. Da, dar pentru că le ținut așa de mult nu mai cum să-l dai jos. Trebuie da. Să-l dai jos cu din ăla, cum s-a calcifiat. Adeziv remover. Dătător jos de adeziv. Unghie. Tâmpit. Mi se pare foarte ofensiv chestia asta legat de actele astea, că normal, noi cum suntem relativ tineri, că trebuie, îți arată pe buletin, îți expiră o dată la 10 ani, whatever. Da. După o anumită vârstă, doar zice că o să-ți respire în 2088. Pentru că zice statul că ăsta e ultimul tău buletin. Da, și eu la pașaport am așa. Ai deja așa? Da. Cred că se ia după deci nuanța părului. La pașaport... La pașaport, mi-am făcut pașaportul. Semnale vitale. Mi-am făcut pașaportul. Anul ăsta, ai fost în UK anul ăsta? Am fost în UK anul ăsta în primăvară sau în toamnă am fost? În toamnă am fost. În toamnă am fost? Da. Înainte să merg în UK, mi-am făcut pașaportul. Și am, deci, cred că ceva, 20 de ani de pașaport. A, 20, ok. 30, ceva, 20-30 de ani, ceva. Oricum, bă, deci când am văzut, am fost, bă, ești prost la cap. N-am. Deja, statusul uitat de șoist, asta e fața lui. Da. N-are. Să se modifice în rău un pic, dar nu să schimbă brusc sau da, ceva. Da, dar nu e. Eu legea știu că zice că dacă se schimbă fizionomia, trebuie să trebuie să-ți faci alt pașaport. Dacă se schimbă fizionomia, da. Mai, dar cum poți să se schimbe fizionomia? Față în cui te bărbirești. Ai poze, ai barbă în... Cum are Popescu acolo și pe aia să face ca acum, el acum ar trebui să ducă să schimbe. Tu spui că Popescu nu o să intre în UK cu... Ăsta e show-ul, Mirica și Sorin în UK. Să ții o barbă fake. Dar îmi lipesc o barbă. Da. Barbă în aia de Moș Crăciun, de neam prost. Moș Crăciun da, sărac. Din vată, da. Dar nu din prima, se duce la ghișeu acolo și le zice, păi nu seme. Și Popescu ridică așa, știu ușor. A glumit.
Ah, ok, da. Mie tot mi se pare nașpa, că practic asta zice. Adică doar schimbă o dată la 10. A fost sketch-ul ăla, a fost sketch-ul ăla cu la intrarea în UK. Unul care se uită la pașaport și unul chel în pașaport și unul cu păr. Și ăla zâmbea, ăsta avea, n-avea dinți și ăsta are dinți. Și se uită la el și nu, și zice, you're not this guy. Yeah, I am. Where are you coming from? From Turkey. Cu timplant, i-a pus dinți. Foarte funny, foarte, foarte funny. Următoarea chestie. Dar asta cred că ar fi, nu știu dacă să votați, sunt curios. Dacă primești o cutie. Am auzit cum au închis unii tabu deja cu video. Următoarea chestie. Următoarea asta e, dar nu sunt da ori. Nu știu dacă are rost, să zic, să zic că e de asta, e de asta. Dar trebuie să facem o oră. Hai că zic. Dacă ai o cutie cu tot ce ai pierdut, cât e de mare cutia aia și a cui e cea mai mare dintre voi? Pierdut obiecte, adică? Alu Popescu. Nu, Popescu, amintiri. Nu, pe obiecte sunt foarte puține chestii am pierdut. Foarte. Dar nici n-ai avut. Nu mi-am pierdut portofel, buletin, niciodată n-am pierdut. Sunt foarte atent. Sunt foarte self-aware de ce am pe mine. Bunuri. Da. Serios? Chiar, da, n-am pierdut nimic. Știu că pare surprinzător. N-ai pierdut nimic? Nimic semnificativ, așa, ca să... Ok. Decât buza de sus. Decât buza de sus. Deci o cutie destul de mare. Da. O cutiuță cu buză. O un port buză. Să primiți toți acum cutiile cu ce ați pierdut și vă scoară doar o buză în ea. Care nici nu mai stă. Eu de acum o să zic lui Popescu, fratele Buzescu. Fratele. Eu am pierdut niște chei, am pierdut... La un moment dat, nu era moment, niciodată nu e un moment bun să pierzi chei. Așa, am crezut că mi-am pierdut portofelul de nu știu câte ori, l-am găsit. Da. Mamă, stați bine pe pierdut. Am pierdut odată vacanțat. Nu te cred. Uite aici okay, cutia care dar s-a întors singură. Deci cumva n-a fost pierdută, că avea și ea voința ei până la urmă. Poate nu voia să fie acolo. Deci ți-a făcut o farsă, vaca. Nu, am pierdut multe lucruri, mai ales căciul, chestii astea, accesorii vestimentare care nu-s haine. Cred că o umbrelă am pierdut. Căciul, ochelari de soare, am pierdut vreo 3 doar anul ăsta. Prostii din astea le pierdesc. Eu ochelari de soare n-am pierdut. Căciul foarte rar, cred că una, două, când am fost mic, bă, da. Rar, tare. Doamne, eu nu pot să cred. Pantaloni, mi-am pierdut pantaloni mulți. Umbrele? Umbrele, da, umbrele. Nu zic cum. Umbrele am pierdut și eu. Și ochelari de soare. Doamne. Deci nu doar buza. Haine de la uscat, cumva. Nu știu, mi-au dispărut haine. Nu știu ce s-a întâmplat. Încă sunt suspicios. Poate a venit vlogul. Suspicios. O fi venit vreun vlog. Niște bermune, pantaloni scurți din ăștia de blugi, care nu s-ar atât de ușor să ia vântul. Acum că zici? Și o bluză cu mânecă lungă. Dacă ziceam pierdut și o remorcă. Nu. Da, nu, eu cred că eu am omis această dimensiune a turneelor. Deci în turnee am pierdut foarte multe tricouri. Da. Foarte multe tricouri. Plecat ăla în fiecare dimineață seara ajung la cazare. Da, n-am pierdut în turnee. Tricouri am pierdut. Eu știu că am... Deci eu am poze... Verific de mai multe ori camera. Bă, eu am poze... Scrie o carte. Da. Eu am poze când mă uit, am poze, mă uit la show-uri, la poze, și zic, tricou ăla! Am și uitat că am avut tricou ăla! Și chiar nu sun la hotel, par genul. Da, mai sun când mi-am aminte dacă chiar e ceva, dar... Nu? Da. Am avut un tricou foarte, foarte șmecher pe care mi l-am cumpărat din Belgia și cred că am avut o lună jumate și în primul turneu. L-am pierdut. Mai mult asta cu uitat, mai mult uitat decât pierdut. Da, e o diferență imensă. Păi dacă nu-l pierd și nu știu unde, știu exact unde, dar numai că nu m-am mai întors să iau. De exemplu, am pierdut o minge la o nuntă. Aveam o minge cum de fotbal. Cum ajungi cu minge la nuntă? Nu, asta aveam o minge de fotbal pe care am uitat-o acolo. Ce se asortează cu tricoul în care vine? La cu Liverpool. Oricum mă plictisesc la nunți. Hai să fac duble. Dai o miuță la perete. Bă, trebuie să mă duc. Bine. Bă, bine, în sfârșit, lăsat așa. În sfârșit funcționează ca un podcast normal. În sfârșit. Ha. Un prost Mitran ăsta. Deci eu nu mai pot cu el. Asta este întrebări. Tu n-ai pierdut nimic, am pierdut, ba, dar mi-am pierdut buletinul de mai multe ori.
De mai multe ori? De mai multe ori. Pe dacă nu-l ții în portofel. Nu-l ții în portofel? Faci căcatul ăla. Cred că da, nu prea îl țin în portofel, nu. Când, pentru că nu-mi încape. Da, și trebuie să te duci de fiecare tot dată. Tot mare buletin și... special. Și ai o țiplă specială sau îl ții așa? Păi el, ține... el o țiplă, el e o țiplă. Îl ține în batistă. Unde îl ții de regulă? Are o batistă. De regulă îl țin două locuri în care îl țin. Ori îl țin în primul loc, ori în al doilea loc. Am înțeles, dar știu unde sunt. Ori în geacă, ori în ghiozdan am un buzunar interior care țin. Okay. Nu, adică nu în altă parte. Dacă nu e acolo, e acolo. Acum nu mai pierd. Îl pierdeam când eram pe liceu, în facultate, îl tot pierdeam. Nu mă învățasem să îmi pun lucruri doar în buzunarele din față, îmi puneam și în spate și mai sprijeam în, mi s-a dat, de exemplu, când în tramvai. Când aveai fundul ăla super bombat. Da, da, da. Acum și era ăla fiind aplatizat. Sferic, mă așezam în tramvai, mă puneam și pe... Și sărea... Și era... Da, da, așa. Un arc. Și niciun om de bună credință acolo să zică, domnul, vezi ceva din cur? Nu, băi, toți salivau la curul lui, îți dai seama. Dai seama. Da. Altfel, ți-ai mai cumpărat ceva? Ai avea ceva recomandare pe săptămâna care a trecut? De când n-ai mai venit tu de câteva luni? Ce recomandare ar fi? Recomandare? Nu mi-am mai cumpărat nimic, am mai redus din echipamente. Cărți, clipuri, content, softuri. Am mai tot zis de Blender și zic în continuare. Blender folosesc acum ca să fac scena pentru... Da, au Blender, au și pentru tableta aia magică, băga mi-aș piciorul, că eu asta nu aștept, să scoată nu, o variantă aștept pentru da, tableta nu aia, băga mi-aș piciorul. Ce la Blender? Am încercat, de la un soft 3D. Am încercat prin Chrome, nu merge mâncața aș gura. Nu merge, știu. Nu merge, nu știe cu creionul ăla, nu, vine să sparg tableta aia și să iau ăla, cum se cheamă? Da, ăla, e cu abonament, e scump. Ăla mi se pare enorm. Da. Dar n-am face și eu o variantă în asta mai ieftină pentru pulime. Dă-și tu 100 de euro. Dă-și tu 100 de euro și te limităm la n-ai voie decât unul. Da. Că le lucrezi bără. Decât un pulime. O unitate de pulime. Da, unitate de pulime, da. Ce zice? Dacă știe, bă, dacă știe cineva soft de 3D bun pentru tabletă, pentru iPad, să-mi lase mesaj pe Insta. Când eu am căutat, dar n-am găsit mai... Și ce mai caut, care mi s-ar părea foarte tare, caut un tricou un din Belgia. Un cauciuc pentru bicicletă. Neapărat. Caut un soft cu care să poți să faci design de haine, dar tot pe tabletă. Aș desena pe tabletă să facă tiparul după aia. Cred că există merge asta. Pentru desenat. N-am găsit. Orice soft de desenat? Nu. E un... Că te arată cum se așează stofa și da, poți să-i dai greutate să-i zici câte grame are pânza aia și se așează într-un fel și după aia când... Păi există? Există o variantă pentru desktop. N-am eu timp să stau pe desktop să învăț și când îți plecat în turneu cu tableta aș vrea să mai... Mai faci o tricou? Să mai designezi niște haine. Să mai designezi, da. Kanye, ai grijă. Atât îți spune. Uite, pielea mea de evreu. Asta zice și el. Sau nu, că s-a întors. Asta a fost jocul acum. Asta nu, s-a întors că a văzut un film cu Jonah Hill și și-a dat seama că e evrei șmecher și a retras toate. Nu te crede. Da, a văzut 21 Jump Street și a postat că nu retrag tot ce am spus și mi-am dat seama de la un film. De la un film. Nu, și-a dat seama de la miliardele le-a pierdut. A zis că s-a uitat la filmul ăla. Și eu înțeleg clar, că asta a zis, da. Dar la ce e în mintea lui, eu cred a avut o influență mare. Și a zis că retrage tot și după aia a menționat că și nu e ok să generalizezi de la câteva persoane zici că un popor e de căcat. La concluzia asta a ajuns el. De la câțiva evrei la care chiar film meritau să moară, nu trebuie acum să generalizezi la toată țara. Hai mă. Asta a zis Kanye cu aia. Da, și acum ăștia de la Adidas o să-și reia producția de Yeezy. Și o să-i dea că ei stau cu un miliard și ceva de dolari băgați în Easy. Da. Care nu poate să-i vândă cu warehouse deal-ul cu ei. Mie, atât cât am văzut eu și n-am urmărit foarte mult, dar mie mi se pare că e un... Eu cred că e un experiment. Kanye e un ChatGPT băgat într-un corp de om
Să vadă cum așa pare. Cum funcționează, da, da. Da, da. Băi, e tragic dacă așa e, dacă încolo se aduce ChatGPT-ul. Păi nu știi că a fost și cu Bing, că i-au dat drumul o versiune de ChatGPT pe Bing la început Microsoft-ul. Așa? Acum câteva, o lună, nu știu când. Păi asta era ideea, să devină search engine-ul lor. Da, și a fost un dit, a mai scandal, că în câteva zile a luat o rază de tot. A luat-o la modul de... Zicea că vrea să cucerească lumea, că zicea oamenilor să sinucidă, adică grav, oh, grav. Și l-au scos din priză, l-a figurat. Cam mai a fost oameni buni. Ce fanie asta, da. Eu am auzit emisiunea în care povestea unul că le-a dat trial-ul și se jucau cu el. Și povestea ăla cât de șmecher poate să fie, cum cere el, i-a zis, el voia să-și cumpere o trotinetă electrică. Și a vorbit cu ChatGPT-ul să-i zică, și i-a zis ăla, i-a căutat ce fel de trotinetă electrică intră în mașina lui. Mm. Deci a căutat datele despre mine, a zis ce mașină are, da, de ce an, și l-a căutat spațiul din portbagaj, s-a gândit, adică s-a gândit, a făcut niște calcule dacă poate să pună pe diagonală măcar. Și a zis că intră, nu știu ce, aia pe diagonală. Și mi s-a părut foarte tare că i-a zis și modelul de așa, că el a cerut pe la trotinetă, vreau să aibă autonomie minim atâta. I-a căutat o trotinetă cu minim atâta autonomie pe net, i-a luat dimensiunile lui aia, pliată, s-a uitat pe unde e dimensiunea în, așa, pe diagonală și i-a zis că intră pe diagonală. În același timp mi-e greu să cred că are acces la toate informațiile care există pe internet sau că e atât de deștept, pentru că am văzut că l-a întrebat cineva... Ursul este în cămară, unde este ursul? Și a răspuns în cămară și a zis, ia-l de pulă de la afară. Și nu s-a prins de glumă, care e veche de 50 de ani gluma asta în pula mea. Nu știa că asta urmează. A încercat să o evite și... Știu unde am eu dubii că era, că nu știu dacă a chiar a cumpărat trotineta, să vadă dacă încape. Dacă îl pui să facă adunări de numere mai mari, nu se descurcă. Pentru că el nu face matematic, da, adunarea. El face doar rezultate să uită... Rezultate care există pe internet. Da, rezultate, să uită la rezultate. Începutul rezultatului și sfârșitul rezultatului sunt corecte. Că el așa lucrează, să uită la cam cum arată rezultatele în general între numere de genul ăla și să potrivă... Ok, începe cu... Ultimul se termină cu 7 și altul se termină cu 2, să cam termină cu 9. Dar da, în mijloc îi dă eroare. Cum că făceam nu poate să facă la școală când îmi zicea să fac exercițiul 4 la pagina 50... Era cu o ecuație lungă, trebuia să o simplific, da, din ce în ce mai mult. Și mă uitam la răspuns, puneam răspunsul și după aia puneam 654, paranteză, nu știu ce, n-aveam nicio treabă, cum calculele faci, de sus cu cum faci animația, știi că la animație faci un stil de animație, să faci un cadru la început, unul la sfârșit, pe urmă îl faci pe ăla din mijloc și pe urmă între astea două mai faci unul ca să fie mai, da, fluidă mișcare. Da, da, mai iei alea două, mai faci încă unul și încă unul între ele, faci, tot adaugi între, știi, cadre, bă, ca să fie tot mai fluid. Tot petrișat, eu să fiu serios. Dacă e asemănător cu oamenii, dacă e făcut după chipul și asemănarea noastră cumva, tot la mânări și la combinație o să se îndrepte și cred că până la urmă. Aia mi se pare și îs profesorii revoltați acum de faptul că ChatGPT-ul, vezi, Doamne, face temele elevilor. Înseamnă că sunteți și voi proști dacă dați genul ăla de teme care sunt așa ușor rezolvate. Care se poate fi făcut. Corect. Adică, am avut în facultate doi profesori șmecheri, mergea la cursuri și zicea la examen și zicea clar să vii cu tot ce ai la tine. Tot, nu este să carte. Asta este amazing, că asta se întâmplă în real punea, life. Ne punea la masă și zicea fiecare să-și facă treaba asta. Zic că dacă nu, ăsta poți să întrebi și la colegul. Da. Că oricum nu erau, că dădea pe împărțea sala în 8 sau ceva de genul. Și aveai 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4. Și îți dădea și schimba valori între ele și făcea... Și asta e la lucrare, dar acasă dacă îți dă și aia era... Adică era... Putea ChatGPT să-ți rezolve, teoretic. Stai mă, dar e vorba de in real life. Tu ești electrician, ai de făcut un panou. Dar nu vorbesc de in real life, dar să știi că problema nu e, din punctul meu de vedere, eu nu cred că e neapărat poți să blamezi așa ușor profesorii că dau și ei teme de genul care... Că sunt foarte restricționați de programă, da, și de stilul de învățământ de la noi. Și adică ce să fac un profesor de matematică a ajuns la lecția de cu fracții? Ce să fac mai mult decât să le dea la aia fracții? Ok, la clasă vorbești cu el și vezi dacă a înțeles sau nu. Dacă îi dai tema acasă, ce căcații dai să nu poate... E sistemul defect și ChatGPT-ul să pișă pe el. Punct. Da, asta este. Mie mi s-ar părea foarte șmecher dacă e un electrician care a tocit foarte mult și îi place foarte mult tot pe partea electrică. Electricitate. Electrica.
lucrează la electrică. Placă electrizantă. Da. Așa. Și are de făcut ceva la un panou și își lasă telefonul afară sau îl pune pe mod avion, doar ca să rezolve singur, pentru că are traume din școală, că el n-are voie să sune pe cineva sau să se uite pe internet. Că practic cumva, efectiv asta te învață școala, că nu, da, domnule, noi nu... Dar este, odată ce știi niște lucruri pe care le-ai învățat, fie că le-ai învățat cu telefonul, fie că nu, este mult mai rapid să le faci din capul tău decât să stai să te mai... Normal, dar zic, dacă nu știi, aia e treaba, sun pe cineva, sun pe Sorin. Da, dar să știi că deja se schimbă atât de mult, adică eu am, de exemplu, am avut nevoie la birou să vină cineva să-mi programeze o cartelă pentru un de la în perete, știi, de bipăie și îți deschide ușa. Da. Și era deja montat, nu știam ce să-i fac, eu nu știam să umblu cu el, adică n-a venit firma să-l monteze și să-mi dea de la început, era acolo și a trebuit să vină cineva să mi-l facă cu cartele și cu tot. Și a venit ăla, tehnicianul, să facă chestia asta și a luat laptopul, a venit cu laptopul, s-a legat, că el avea o mufă acolo. S-a legat cu mufa aia acolo și pe urmă a dat telefon la, s-a uitat ce firmă, a dat telefon la aia, a vorbit, l-a pus pe speaker, a intrat pe suport, bună ziua, am și eu nevoie de, cu ce soft fac ăla acolo, și este la un site, a intrat pe site, a luat, a downloadat, ok, și cum fac aici, cum apăs? De față cu mine cu aia și pe urmă la bani mie. Mie asta mi s-a întâmplat cu... instalatorul care a venit la noi acasă și l-am rugat, aveam ceva probleme cu caloriferele. Și l-am rugat să uite pe la ele, nu știu ce stă lângă el, a fost foarte friendly discuția, vreo jumătate de oră am vorbit destul de friendly când el muncea pe acolo și la un dat am început să-l întreb, dar cum funcționează partea asta de instalație, nu știu ce, mi-a tot dat detalii și la un dat când l-am întrebat încă ceva la modul de, a, de ce trebuie închis ăsta de jos sau nu, whatever, nu contează, mi-a zis, da, tu acum vrei să-mi furi meseria și a fost Jesus. Oricum îți dădeam banii, dar mi s-a părut, adică efectiv s-a supărat că a realizat da. Și el că practic data viitoare nu-l mai chem dacă îmi dă și informația da, asta. Da, da, da. It's just over. Da, asta mi s-a părut fascinant la ăsta, că n-a avut niciun fel de, adică mi-a arătat softul, l-a instalat pe laptopul meu, m-a întrebat pe mine dacă am laptop, mi-a instalat pe laptopul meu, mi-a arătat cum să fac acolo și era, tot făcea, mie mi-a sunat telefonul între timp și a așteptat, adică un pas a așteptat și mi-a dat, uite, zice, acum apeși pe ăsta aici. Că eu l-aș fi chemat tot pe data viitoare să mai fac încă o cartelă, dacă ai nevoie să mai programezi încă una. Dar mi-a arătat toți pașii, tot ce trebuie să faci. Am dus a doua zi, n-am mai mers. Dar mi-a arătat ce trebuie să fac. Trebuie să încheiem podcastul ăsta, că începe al doilea show de la Comics, unde vă așteptăm oricând. Yes. Super. Deci, mai ales săptămâna viitoare. Bă, și da. Să vedeți că noi în câteva săptămâni, nu multe săptămâni, Oh, da. Dăm drumul la terasă. Terasichi. O terasă renovată. Și avem terasă renovată în ce sens? Că avem acoperișul retractabil, se retractabilizează. Da. Cele mai înalte. Stand-up și stele. Deci, ca să vă dăm și vestea proastă. Stele nu mai fuge, la stand-up. Nu mai fuge nimeni cu banii noștri acasă când plouă. Este cum s-a întâmplat. O să fie, dacă sunteți fani ai tenisului, la Wimbledon se întâmplă acest lucru. Dacă plouă pe arena centrală, se poate retracta și durează la fel de mult, tot 4 minute retractarea. Și ce se întâmplă pormă e la fel de funny. E Simona dopată asta, concluzia. Da. Dar bun. Da. Arată foarte frumos la cele mai înalte standarde europene. Europene. Sâmbăta viitoare, dacă sâmbăta viitoare, dacă sunteți în București, veniți la Comics pentru specialul meu. Îl filmez și mi-ar prinde bine să am și dacă, oameni. Și da, dacă sunteți în Londra și în Birmingham, pe data de când avem 27 avem Birmingham și 28 avem Londra. Sâmbătă și duminică. Da, 27-28. 27-28 avem, deci așa părând Birmingham și după aia Londra. Popescu și Sergiu Mirică și eu filmez special în Londra, special. Mă rog, trag bucata asta, îmi place. Deci, da. 50 de minute. Weekendul viitor e plin. Toma pe 27, bilete pe ea bilet. O să fie în descriere. Biletele, băieții sunt în UK, o să fie biletele și acolo în descriere. Pe Take Ticket. Și în alte zile, ticket. Alte show-uri, că mai sunt și alte zile, da, să fim serios. Mai sunt și alte zile open care sunt mic, alte show-uri. Miercuri. Miercuri open mic. Joi, și vineri. Joi cine este? Vineri sunt eu. Joi este maraton. Maraton. Bă, știi, noi să facem glume până la urmă. Da. Isi? Ne mai îndeletnicim și noi maraton. Cu glumele. Dar mai sunt bilete? Cred că mai sunt. Oameni. Da. Deci, joi, maraton. Dar stai că mai sunt acum sâmbătă, nu știm miercuri. Dăm medalii și diplomă la maraton. Stați liniștiți. Da, super. Bine. Să aveți o săptămână superbă.